Salut, eu sunt Bobo, iar tu te afli pe ziua și filmul. Astăzi vorbim despre un film recent de la Netflix numit Enola Holmes. Hai să-i dăm drum! Bun, Enola Holmes. A apărut acum vreo săptămână, o săptămână și ceva. De ce n-a apărut imediat recenzia? Pentru că inițial n-am vrut să-l vad. M-am uitat la trailer, nu părea interesant părea foarte copilăresc și deloc pe stilul meu. Chiar așa a fost. Nu e un film pe stilul meu, doar că nu a fost atât de rău pe cât mă așteptam. Hai să vorbim puțin despre filmul ăsta. Este despre Enola Holmes. După cum îi spune și numele, sora lui Sherlock Holmes. Ce se întâmplă cu Enola? Care e povestea ei? Ei bine, ea e crescută de doar de mama ei pentru că Sherlock și fratele său pleacă de acasă pentru a munci, pleacă în oraș, în fine. Enola rămâne singură cu mama ei de când e mică și o crește până la vârsta de 16 ani. O învață tot ce știe, o învață să scrie, să citească, o învață chestii despre flori, despre... o învață șah, o învață lucruri de-astea importante despre viață, îi dă sfaturi despre viață, o învață să joace tenis, să se lupte, tot felul de lucruri de genul ăsta. Unde dintre ele chiar destul de importante la vârsta de 16 ani, fix în ziua în care Nola împlinește 16 ani, mama ei dispare. Și tot filmul se bazează pe găsirea mamei și descoperirea misterului până la urmă. Enola rămâne singură, îi se alătură Sherlock și fratele lor și de aici începe principalul film narrativ al filmului. Punem puțin pauză. Am zis de Enola, o tipă de 16 ani, jucată de o actriță pe care eu personal nu o știu, am auzit că a jucat în Stranger Things, cei care ați văzut Stranger Things poate, poate o recunoașteți. Eu n-am văzut, îmi pare foarte rău. Însă, Sherlock Holmes, celebrul Sherlock Holmes, pe care îl știm din cărți, din filme, din serial, e jucat de nimeni altul decât Harry Cavill, Superman, The Witcher, Dita Omu, care îl joacă pe Sherlock Holmes. Nu, 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 nu nu pot să zic că nu e funny, e funny, e, e amuzant, dar nu are nicio legătură cu personajul ăla. Imaginează-ți-l pe Witcher, care mormăie în continuu, care nu zice tot timpul, doar că e îmbrăcat la costum și mormăie și zâmbește de data asta. Asta face Harry Cavill în Enola Holmes. Nu e, nu pot să zic că e groaznic, pentru că îmi place de, de Cavill, doar că nu e un personaj pentru el. În schimb, Uh, fratele lor ale al lui Sherlock, care e cumva personajul negativ în film, e jucat de un actor pe care habar n-am dacă îl știu sau nu, nu l-am mai văzut nicăieri, doar că e foarte mișto personajul, e jucat foarte fain și chiar e ok ca personaj negativ, cumva negativ, pentru că e în permanență contra lui Sherlock. Continuăm. Cum am zis, firul principal al poveștii este despre Enola și despre cum încearcă ea să-și găsească mama dispărută și să afle până la urmă motivul dispariției. Toate lucrurile astea ne duc la un film de mister, de, plin de indicii, plin de scheme pe care Enola le poate prinde. Lucrurile astea se întâmplă, dar sunt foarte puține. Sunt câteva momente din astea de haha, am prins codul ăsta, am deslușit indiciul. O filmul încearcă cumva să o transpună ceea ce știam despre Sherlock, chestia asta de detectiv, de un om foarte inteligent, încearcă să-l transpună în Enola. Lucrul ăsta n-ar fi fost greșit. Na, e un film despre sora lui, care ar fi putut învăța de la fratele, lui, de la fratele său, de la Sherlock, lucrurile astea și poate era mai deșteaptă decât el, mai, mult mai pricepută în ale detectivilor și putea face lucrurile astea bine, însă filmul nu ne duce deloc pe ruta aia, și nu ne bagă în indicii prea complicate, în încercat alături de personaj să ne dăm seama de niște chestii. nou. Până și în final ne dăm seama că până la urmă motivul dispariției mamei Nolei nu e atât de wow și nici momentul în care ea revine, spoiler, ups, scuze, nu e atât de nu e atât de interesant, nu e atât de wow. Pe lângă asta, pe lângă acest fir principal, să zicem, mai intervine un fir narrativ cu un puști, un tip pe care Benola îl întâlnește în, în, tren, un tip de vârsta ei cu care, de care se îndrăgostește mai târziu, se împrietenește și se îndrăgostește de el, o poveste din asta de dragoste adolescentină care e enervantă, mi s-a părut foarte enervantă, tipul puști e foarte, foarte enervant, e un prinț din ăsta, un lord, un whatever, care în momentul în care Enola e cu el și ea devine foarte, foarte enervantă. Că tot vorbim de enervant pe tot parcursul filmului. Din 10 în 10 minute Enola face o chestie care putea să nu existe în filmul ăsta, care e extrem de enervantă. Ea se uită la cameră din 10 în 10 minute și devine narator. De exemplu, se uită în zare și zice: "Uite, acum eu mergeam pe bicicletă." Și apoi revine Revine, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Mi-a povestit ce s-a întâmplat acum două minute. Foarte stresant, foarte stresant. Continuând, ajunge la principalul motiv, principala tema a filmului pe care vrei să o vezi, nu vrei să o vezi, ea e acolo. E un film care are destul de mare înclinație feministă. Lucru care n-ar fi fost neapărat rău pentru că arată forța de uh, exprimare a femeilor. Uh, partea asta de Girl Power, o arată pe Enola ca o fată spre femeie puternică. Că femeile în societate au dreptul la păreri, au dreptul la, la putere, au dreptul să facă ce vor, că sunt independente, totul ok. Însă, filmul se întâmplă pe la 1800. Înțeleg, atunci femeile luptau pentru drepturile lor, dar ce face Enola în film? Faptul că se plimbă singură pe stradă, faptul că merge singură în tren, nu întreabă absolut nimeni nimic. Faptul că călătorește, că se plimbă, că are tot felul de aventuri din astea și nimeni nu zice nimic pe stradă. Faptul că la un moment dat se bate cu un tip pe la 30-40 de ani care a fost pus să o moare pe ea și nu reușește să o moare. Mai mult, îl și bate pe tip, nu câștigă lupta. Tipul învinge la un moment dat, dar se bate cu el la propriu și o fată, o fetiță la 16 ani, mai ales în perioada aia care a învățat lupte de la mama ei, mi-e greu să cred că ar fi reușit să facă asta. Ce e drept? hinturile astea de, despre ce am zis, despre girl power, despre cum reușesc femeile, fetele să iasă din opresiunea masculină și să se integreze în societate, să facă ce vor, chestiile astea nu sunt atât de exagerate în film. Poate poți trece peste ele, poate nu le observi. Dar filmul e clar făcut în direcția asta. E deranjant doar faptul că nu se face corelația cu epoca. Nu, nu în perioada aia a istoriei. Mai avem și un personaj feminin de culoare care e ceva profesor, predă karate, jiu-jitsu, whatever, care n-avea ce să caute acolo. O femeie de culoare în perioada aia nu nu făcea așa ceva. Din nou, intenția ok, înțeleg ce caut acolo, dar nu în perioada aia, nu în contextul ăla. Ce mai am de zis este despre finalul filmului care e slab. Nu, în final apare până la urmă mama Enolei și aflăm ce s-a întâmplat de fapt, de ce a dispărut ea, Enola relaționează din nou cu ea, se întâlnesc, vorbesc. Din nou aici mai avem încă un hint din ăsta feminist, nu e, nu, a, nu e asta foarte important. Important e că finalul e slab. Mă așteptam de la un film care are cumva legătură cu Sherlock Holmes pentru că e fratele nolei să găsesc mai mult din chestia asta de mister, de hai să vedem pe bune, să ne dăm seama împreună, personajele și eu și cei care se uită, să ne dăm seama cam ce s-a întâmplat, să ne, să ne întrebăm, să n-avem dreptate să poate Nola ar fi fost mai potrivit să învețe de la Sherlock niște chichițe, niște să devină într-adevăr un detectiv, să, să afle niște, niște indicii, niște coduri pe care, da, află de două ori niște chestii, dar mi-ar fi plăcut să fie mult mai mult din chestia asta. Mult mai mult. E păcat. Filmul nu primește recomandarea mea din partea ziua și filmul cu precizarea că nu e un film atât de rău. Luați în calcul ce v-am zis despre el și dacă vreți să aruncați o privire, do it. Poate doar de dragul lui Harry Cavill, care n-are nicio treabă cu personajul, dar e funny, e simpatic, e, e un actor care mie îmi place și chiar m-a făcut să zâmbesc. Am fost atent la începutul filmului la el, pentru că am crezut că va avea o implicare mai mare în acțiunea filmului și în dezvoltarea personajului Enolei, lucru care nu s-a întâmplat, din păcate. Cam atât despre Nola Holmes. Sper că ți-a plăcut această recenzie, iar dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, nu uita să lași un like, un comentariu, să te abonezi, să dai un share să vadă și amicii tăi videoclipurile mele și nu uita să arunci un ochi și pe pagina de Instagram, ziua și filmul, al cărei link îl găsești în descriere. Până data viitoare, eu am fost Bobo, mersi foarte mult de vizionare și de susținere și după cum știți, ochii la ecran. Aveți mare grijă de voi! Ciao.